Ne-am întors cu rubrica Eroul Zilei. Vorbim în această dimineață la această rubrică despre un documentar care trage concluzii uluitoare despre trecutul nostru și identitatea noastră. Enigma Sfinxului din Carpați este un documentar original, lungmetraj de știință și aventură, unic pe piața românească de film, care prezintă cercetarea de teren desfășurată pe mai mulți ani în munții Bucegi. Pelicula beneficiază de ilustrații originale semnate de paleoartiști celebri, de o coloană sonoră superbă și aflăm mai multe despre acest film. If you push the day of the Sphinx back, does it mean that we have to view history differently? Do we have to rewrite history? Mysteries and riddles. The Carpathian Sphinx was calling Juana to unravel its hidden story. To not give this a chance and to ignore it is selling yourself short of your human experience. Juana decided she had to try and solve its riddle. I find this absolutely amazing. You come to various points where you prepare yourself for the ultimate adventure, the ultimate religious experience at the highest peaks. We know that there's a strong Neanderthal presence here. Discutăm acum cu producătoarea filmului, Ioana Raluca Ghiocel. Bun găsit, Ioana! Într-adevăr, niște imagini splendide. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. M-ai făcut să-mi doresc să merg la Sphinx, pentru că, din păcate, trebuie să recunosc, nu am ajuns niciodată acolo. De unde această idee, în primul rând? Ideea a pornit de foarte mulți ani, practic. De la 7 ani am fost prima oară la Sphinx. Și am rămas impresionată de acest, ceea ce am considerat încă de pe atunci că este un monument. Nu am știut, desigur, mai multe decât un feeling pe care l-am avut, că este vorba de o creație a mâinii omului și nu de o creație 100% naturală, așa cum am învățat în cărțile de istorie. Am plecat în Statele Unite la 15 ani, dar cumva Sfinxul m-a bântuit, ca să zic așa, și mai târziu, după ce am studiat acolo film documentar la Boston, am un master în film documentar, am avut ocazia să-l întâlnesc la o conferință despre istorie veche pe profesor Dr. Robert Schock, care este un geolog renumit la nivel mondial, care practic a făcut o cercetare foarte amplă asupra Sfinxului din Egipt și a tras niște concluzii extraordinare care au fost prezentate la BBC, National Geographic, în toată presa din America. Iar eu am simțit nevoia că vreau să fac un film despre Sfinxul din Bucegi, la care să am alături un om care are mintea deschisă, vede mult mai mult decât alții și are și curajul, ca om de știință, să meargă acolo unde foarte puțini, să spun, vor să inițieze și să meargă. Povestește-ne puțin despre povestea documentarului, da, dacă deci pot spune documentarul așa. Practic prezintă cercetarea de teren realizată pe un număr de ani de zile de acest geolog celebru, Dr. Robert Schock, care a venit la invitația mea prima oară în România. El călătorise în peste 100 de țări până atunci pentru explorare și investigații științifice. Concluziile pe care le-a tras nu îmi aparține niciun fel. Eu nu am încercat deloc să-l influențez, doar i-am prezentat locurile, pește din Bucegi și locuri care sunt, să spunem, stâncile care au formă umană și formă de animale care există pe platoul Bucegilor, dar desigur Sfinxul este central poziționat, este cel mai mare, să spunem, cea mai mare stâncă de pe platou, care are mărimea capului, este la fel ca cea a Sfinxului din Giza, care este interesant ca coincidență. Curge povestea, nu? Din experiențele cercetătorului. Din experiențele cercetătorului, alături de alți cercetători și români și cercetători din state. Dar el este în centru. El este în centru atenției. Uh-huh.
pentru că el a venit pe teren și a tras niște concluzii care schimbă cu totul percepția asupra Sfinxului din Bucegi, asupra platoului Bucegi, dar și practic asupra, este un rebranding, nu numai al Sfinxului, dar este un rebranding de țară care ar putea fi făcut într-un mod excepțional. Cât timp a făcut el cercetările și cât v-a luat să puneți cap la cap apoi toată povestea și să-i dați o formă unitară? Circa 5 ani de zile. Deci 5 ani de cercetări. 5 ani de cercetări și de opinii și de citit diverse surse. Am tradus foarte multe documente pentru a le avea la dispoziție din țară și așa mai departe. Dar, deci, concluziile sunt extraordinare. Ne poți da un indiciu, nu știu, să ne spui ceva ce vom afla la care nu ne-am așteptat? Sau dacă poți să ne dezvolți. Sfinxul are mai multe chipuri și este un profil extraordinar care nu este cel cunoscut în țară, ca să zic așa. Ce mai pot să vă spun, așa, ca să vă incit, filmul a fost achiziționat de o firmă celebră de distribuție și producție de film documentar, Off the Fence se numește, cea care în România a produs România neîmblânzită și filmul va fi văzut la nivel global în toate marketurile de film, va avea expunere foarte mare în Statele Unite, în Canada, în Asia și Europa, va fi mai întâi la TV și apoi va ajunge și pe Netflix. Când va fi lansarea? Că pandemia pare că ne pune bețe în roate, în da, București s-au închis cinematografele. Da, din păcate lansarea s-a tot amânat, ca și foarte multe alte filme, din păcate. A fost pentru iunie, era data de lansare, apoi acum este 13 noiembrie, dar din păcate va fi probabil amânată și această dată. Pentru 11 decembrie. Dacă această dată nu va fi posibilă, atunci când va fi posibil și va fi safe pentru toată lumea, pentru că este un film care trebuie văzut de cât mai mulți români și, bineînțeles, fiecare va lua de la film ceea ce poate lua. Povestea e spusă de o naratoare, nu? Și în limba engleză. Povestea este spusă de o naratoare, de actrița Roxana Lupu, care este foarte cunoscută publicului românesc pentru rolul din Maria Regina României, care a fost în cinematografe anul trecut. Mulțumesc, Oana! Din păcate, timpul nu ne permite să dezvoltăm mai mult, dar cu siguranță vom urmări documentarul și o să vedem și când se lansează. Mai convins, o să merg să vizitez Sfinxul. Previziunile orei 11 au ajuns la final, doamnelor și domnilor.